întrebarea. Toată lumea s-a întrebat astăzi, e netul nebunit, ce-i cu ziua 21, va fi, iată, ora 21, scurtă vreme și 21 de minute, mai bine și 21 de secunde, suntem în anul 21 și e și secolul 21. Ce e asta? Nu e atât de despăimoasă această cifră pe cât o dăm noi amploare. Noi o speriem și speriem și pe ceilalți din jur. Dacă până la ora respectivă nu s-a întâmplat nimic deosebit, da, ce trebuie să ne mai speriem că vine 21, 21 de minute, 21 de secunde, da? Bun, ați spus ceva acolo și domnul Urso a fost foarte edificator. 21 e un 3, nu neapărat 3% din pensii, mă rog, 3 înseamnă ziua 21, convertită este ziua familiei, a îmbrățișărilor, a afecțiunii, sau mai bine zis, triumful cuvintelor, al acțiunilor și al gândurilor. Și dumneavoastră asta faceți în emisiune. V-ați strâns cu toții, sunteți multiplu de 3, sunteți 9 persoane, adică 8 invitați plus domnul Gâdea, iar șansa le surâde celor ce se cunosc, ce cunosc semnificația și care, la rândul lor, cunoscându-se pe sine însăși, se acceptă așa cum sunt, fără îngăduință, dar și fără severitate excesivă. Dacă vibrăm pozitiv, fericirea ne întinde mâna. Iar fericirea vine din partea dumneavoastră că v-ați gândit, v-a dat gândul bun, să mă sunați ca să vă fac o mică explicație. 21 vine din cabală, din înțelepciunea poporului evreu. Sunt 22 de caractere în alfabetul lor, dar noi ne-am oprit la 21. De acolo, ulterior, au fost alese acele cifre de la 1 până la 9, inclusiv 0, care este o cifră absolută a divinității și nu intrăm peste ea. Dar 21 în cabală semnifică reușita ambițiilor, inspirație, protecție divină, reușită, atingerea fericită a scopurilor. Azi suntem într-o zi de 21, dar 21 este o zi de joi, iar joi înseamnă ziua lui Jupiter, care are ca valoare numerologică cifra 3 sau numărul 3. Deci nimic nu e întâmplător. Așa cum a spus dumneavoastră în deschiderea emisiunii, 3 reprezintă Trinitatea. E Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, care vin, ne protejează prin acțiunile noastre, prin gândurile care le avem. Dar 21 acționează întotdeauna asupra psihicului. Și vedeți dumneavoastră ce influență puternică a avut asupra psihicului tuturor oamenilor de azi, pentru că toți ne-am așteptat la ce ni se oferă de o perioadă de timp. Lucruri neplăcute și neprevăzut. Dar 3 nu este cifra neprevăzutului. Este cifra creșterii spirituale. Deci noi trebuie automat să înțelegem că fiecare individ, dacă ne dezvoltăm individual, la nivel total, în țara noastră, sau, mă rog, asupra globului, putem obține cu totul alte lucruri. Iar 3 este comunicare. Iar comunicarea, fără comunicare, dumneavoastră ați văzut că nu se rezolvă nimic. 3 nu este o cifră a războiului. Niciodată. Este cifra care aduce înțelegere, comuniune, armonie și pur și simplu rezolvarea tuturor problemelor pe calea dialogului. Deci, o ziua de 21, 01, 20, 21 și cu toată implicația ora și minutul respectiv, nu a făcut altceva decât să strângă, cel puțin dumneavoastră, noi în spațiu personal, fiecare cum se manifestă, dar dumneavoastră a strâns oameni cu o spiritualitate deosebită, oameni care pot să fie formatori de opinie, sunt niște oameni care gândesc bine, exprimă bine gândurile și cel puțin din cât îi cunosc pe majoritatea, dar nu personal, sunt oameni care au o greutate a cuvintelor.
Cam atâta, domnul Gâde. E, mulțumesc foarte mult. E foarte interesant ce a spus. E și 19, dar nu vă las până când e 21-21. Deci e de bine, dumneavoastră e de bine. Ne-ați speriat. Păi da, nu, eu am văzut că netul era speriat și n-am știut ce să fac. De-aia v-am întrebat că e de bine. Acum, domnul Vorochievici, e interesant, așa, absolut interesant ce ne-ați povestit, dar cred că dacă avem nevoie de spiritualitate și avem nevoie în permanență și vorbeam despre această cifră 3 care simbolizează Sfânta Treime, Sfânta Treime ne protejează și când nu e 21, nu? Adică nu e legat de cifra asta până la urmă. Nu, știți ce e curiozitatea interesantă, domnul Gâdea? Vă rog. Acum un an am vorbit despre 20, deci era 20, nu 21, 20-02, 20-20. Cu 3 ani în urmă am vorbit cu 19. 19 nu era a 9, dar era luna a 10-a, da. Că 1 plus 9 e 10. Da. Și era 19 octombrie. Dar, ca să zic așa, paradoxul a început în anul 2012. 12-a 2012. Atunci a fost bubuiala mare și toată lumea, și gândiți-vă că la începutul secolului, toată lumea aștepta că va dispărea omenirea. Se întâmplă acel cataclism. După preceptele... Era frică multora de anul 2000 atunci. Păi da, asta a fost în 2000. Da. Dar în 2012 a venit și mai ieși. Pentru că pe 21-a 12-a 2012, după calendarul aztec, se preconiza sfârșitul lumii. Deci după calendarul aztec, care este... folosind numai cifra 2 în toată dezvoltarea iertați-mă, 21 numerologii. Și 21 în momentul de față este. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani românilor. Gânduri bune tuturor. Altceva ce să le transmitem. Să gândim bine ca să ne fie bine și să purtăm dialogul ca să ajungem la o înțelegere. Nu știu dacă mai mă auziți. Vă auzim perfect. Eu acum e secunda 21, secunda 21, 21, 21, 21, 21, 21, de 6 ori 21. Nu s-a întâmplat nimic, e de bine, ne-a spus că e de bine, nu era nimic rău. Bine, dar gândiți-vă că anul viitor o să fie și de mai bine, că este 22, iar 22, 20, 22 este o cifră maestră și vine cu plățile karmice, începând de anul ăsta începând. Toți cei care anul acesta fac greșeala de a minți, nu fac politic acum, dar de a minți poporul. Mă refer la cei care au poziții cheie, care iau niște, să zic, niște decizii total eronate și împotriva propriului popor. Nu vreau să mă fac eu profet, dar lăsăm timpul să rezolve și veți vedea anul viitor câte lucruri frumoase, în ghilimele, li se vor întâmpla tuturor acelor factori de decizie care au plecat nu cu gândul bun, ci cu gândul de a-și umple el buzunarul sau de a-i fi lui bine și nu a celorlalți. Așa că eu o să accept anul viitor, îi dau provocare domnului Ciubică, că îmi place al dracu de mult, iertați-mi expresia asta, dar îmi place mult când se înfoaie și pune pe câte unul la punct, care bate câmpii, așa cum spune domnia sa. Și într-adevăr, avem foarte mulți oameni, noroc că nu mai avem câmpuri prea multe, sunt mai mult în paragină, că ar fi atât de mulți pe câmpii și ar bate câmpii și măcar de-ar face ceva, că ar mai, eu știu, le-am pune și un tractor acolo sau o coasă și ar mai deseline pământul ăsta, că țara asta e bogată, dar avem oameni săraci, spiritual, mulți. Și sunt acolo unde nu trebuie. A ce să facem? Mulțumesc tare mult. Nu, o secundă că e lucru manual. Așa. Păi nu, că n-a terminat domnul Vorobchevici. Ce o să se întâmple cu ăștia care mint anul ăsta? Ce o să se întâmple așa, la anul? Și eu aș vrea să știu. Dar de ce păi, să nu se întâmple doar domnul Ciubică? Dumneavoastră ați văzut cum a plătit câte unul din anii precedenți? Au mai plătit, nu toți, dar au mai plătit. Și după ieșichier s-au mai dus la locuri din astea mai stilate, așa cu fier forjat la fereastră și cu bodyguard și cu pază. Vedeți dumneavoastră că Dumnezeu nu bate cu ciocanul, bate cu ciocanelul ăla micu. Știți, care se băteau ținte la fereastră ca să nu intre frigul pe acolo, să țină geamul. Pe vremuri, că acum avem termopane.
Dar nu avem căldură la termopane. Acum trebuie să le deschizi ca să iasă frigul. Păi da, nu, pentru că ultima glumă care am auzit-o azi de la domnul primar general a zis că să stăm pe cât e posibil în colțuri, că acolo sunt 90 de grade. Bine, mulțumesc tare mult. Eu vă mulțumesc pentru invitație. O seară bună și gânduri bune. Cele bune, doamne.